am așucat, dragii noștri, salutare! Din Mumbai, cu frunza pe cap! Frunza pe cap, leaf! A venit toamna în Mumbai, da, aici cade peste orașul auriu! Foarte frumos, Gold City, Mumbai! Și astăzi, în acest vlog minunat, vrem să mergem pe strada aia de acolo, prin milioane de oameni, să căutăm o mâncare tradițională de aici, de la un restaurant tradițional de aici, și vă luăm și pe voi cu noi. Așa că, haide, Marcel! Pășim pe Boteca Aurită. Oh, uite că au roșu, cred că. Haide! Acum nu mai au. Am reușit. Am găsit o mică piață. O mică piață, struguri, da. Uite, vine fructul. Fructul dragonului, să vă capsați urechea. Poșetuțe, căpșuni, cireșe faine. Aici totul este o piață, dragii noștri. Și uitați pe strada asta, vreau să mergem noi. Să vedem, uitați așa cu doamnele. Hai așa, putem învăța. Da. Trecem tot. Trecem frumos pe aici. Aici. Tot felul. Bulinuțe, magneți. Ce ziceți, dragilor? Ia uitați, Marcel, să pui asta pe tine, așa. Un parfum, dacă vrei. Poșetuță, un parfum. O lady, un boy aici. Ce doriți? Coșulețe. Totul se întâmplă așa. Frumos. Va vine o mașină. Trebuie să stăm acum lipiți aici. Strada, cum să, da. Pe ia uita, da. Încă țurcă pe mașină. Cu doamna, da. Are o prințesă în spate. Ia uitați aici ce aglomerat e. Escorta por popușica. Grijă. Oh, dar tot vin, uite. Mai vine unul acolo. Nu, cred că rămânem aici. Hai după mine. Hai după mine, Marcel. Unde e? Ia uitați aici. Deci aici tot ce vreți vă puteți lua. Ce vreți, ia uitați, light. Tot felul. Din aia de decoși cartofi. Ciorap, mânuș, poșete. Uite ce fain, ce fain pantalon scurt, Adidas. Păi nu știu. Mi-aș lua. Mi-aș lua. Să... Chiar mi-aș cumpăra un poșeta. Un poșeta. Ochelari de soare, fii atent, cu 50 aici. No. Eu îi pui, dai 2 lei o pereche de ochelari. 2 lei. Să-mi iau, Marcel? Păi, dar nu știu ce faci. Na, acum mânc. Ia uitați ceasuri aici. Vă dați seama ce ieftine cred că sunt. Marcel, uite de aici. Da, dar nu știu că merg. Păi merg. Cât merg? Merg un an. Un an așa, au garanție, știți? Uitați. Pantofi Ferrari. Pantofi Ferrari mi-aș lua. Cred că mergi tare cu ei. Da, au propulsie. Șlăpuți. Iar am văzut pantaloni scurți de damă cu păr jos. Are părul inclus. Ce mai au pe aici? Rimel. Ia uitați ce frumoase poșetuțe. Marcel, ia-ți o poșetă, ha? Păi poșeta se pune la sub braț. Păi și nu găsești. Uite aici balonașe. Eu vreau punguțele alea. Punguțe? Aici, a? Uite un muțunache din ăla. O, cu 15.
rupii. Așa. Ce? Uite tricouri, nu-ți plac? Îmi plac, da. Scrie pe ele marci. Uite, au și Porsche tricou. Ne. Wow, wow, aici toți banii și spargem. Wow. Da, e fain. Hai de mine, aici cred că e ieftin. La șlap. Uitați-vă și voi, câți oameni, ia, uitați aici, pantofi, nu știu dacă nu second, ăsta eu nu cred, de firmă, fain. Da, și acum imaginați-vă că e în timpul săptămânii la prânz. Și așa arată. Acum Marcel, ca toți românii, are întrebat, dar nu muncesc oamenii ăștia. Grijă, stai aici. Trece ăsta, trecem, haide, nu, stai, haide. Ce? Ce vrei, Marcel? Hai și pe unde? Hai pe aici. Aleg. Alege-l. Pentru picioare murdare. Haide pe aici. Uai, ce faine scănițele astea, vezi? Să bei ceaiul. Cred că e o rupie. Mergem așa prin ăsta? Prin canal, mă duc. Deși tu cu mine, prin canale. Prin canale, prin India. Vedeți, oamenii ăștia săraci câștigă ăștia ce stau pe astea să care. Ei de dimineața la 4-5 încep să care și na, acum stau că nu mi-au decărat și câștigă câte 5 rupii pe zi, extraordinar de puțin. Foarte grea viața aici. Să mulțumiți cu, să fiți mulțumiți cu ce aveți. Da, am văzut acolo în Daravi, oamenii de acolo cos, fac așa, împletesc, nu cos. Da, foarte interesant. Facă și ei un ban, un pot. Da, alo, și puri, cred că e apă, sau nu știu exact. Undeva pe, pe ce? Pe dreapta trebuie să fie. Vă dați seama aici, în bazarul ăsta e ăla. Da. Șmecherimosul ăsta. Da. Are ochelari de soare. Păi are cu 5 lei, 4 lei. Ei trăiesc mult aici. Ei trăiesc mult aici în India, să știți. Deci sunt din ăștia bătrâni de 80 de ani care vând, merg cu astea. Da. Bicicletele pe aici sunt ca... formă. Nu ca la noi în Europa. La noi limita de se pensionează. Trăiesc oameni în jur de 70 de ani, da, aici pentru... e mai mare. Gândiți-vă că ei au foarte multă din ăsta, cum se cheamă? Ce fain arăt! Îți place? Chic! Au tot felul de tratamente din astea medicinale, făcute din plante, nu cu chimicale de medicamente, da, ca la noi. Da, și sunt vegetarieni. Da, și asta, să știți nu că foarte... carne. 80-90% din populația Indrei nu a pus carne în gură. Bine, am și poate că săraci, dar vedeți că îi ajută și chestia asta. Unde e Marcel ăla, restaurant? Da, mai și... este. Puțin. Acum iau eu. Ce doriți, ce poftiți aveți aici? Veniți aici în India și întrebați pe indieni cum trăiesc. Da. Sau nu mâncați carne. E mai greu, nu? Dacă sunteți români, să nu băgați un șoric în gură. Acum, poate puteți să mâncați, dar nu așa mult, știți?
nu știu, faceți ce vreți. Noi de când suntem în India n-am mai mâncat carne. Da, corpus, da, corpul se adaptează la orice în viața asta. Puteți să vă mutați în Antarctica, să stați la minus 800 de grade sau să mergeți la ecuator, la, în Sahara, în 5 zile. Dar bine, asta contează și vârsta, cred că, nu știu. Eu deja sunt mai bătrân și simt. Simt schimbările. Simt schimbările, îmi doare spatele, picioarele. Uf. Imediat mă vezi cu ghid pe aici. Mă, ce? Trebuie să te duc de mână, că nu mai știu unde nu, nu știu, eu n-aș lua ghid. Și dacă aș fi mai bătrân, așa, mai bătrân decât ești acum. Acum ești așa, la... La a treia tinerețe. Cum se cheamă, la a treia tinerețe? Ia uitați aici ce bizon mare. Nu-i bizon, e vacă bou. Știți melodia aia? O vacă a iubit un bou, vacă bou, vacă bou. Ia uite aici, are ochelari de poș. Dar și de vedere, au, vedeți? De ochelari cu poșetă. Da. Ca să-ți bagi o poșetă. Și îți face și de vedere, dacă nu vezi. Da. Direct îți ia măsurătoare. Și vezi după aia? Da. Eu așa avea nevoie, da. Să vedem cât mai avem până ajungem. Struguri faine. Puse de telefon. Pijamăluțe. Alo, parata. Pe dreapta trebuie să fie. Da, noi vom mânca acum la restaurantul Baghdad. Prima oară am citit Baghdad, dar era Baghdad. Asta? Da. Vedeți și voi ăsta de aici din dreapta, ui? Unde ești? Hai că trebuie să trecem așa. Mergem acolo sus. Nu, cred că am trecut de el, vezi? Nu, cred că e ok. La poze, dacă te uiți, Marcel, cred că e ok. Vedem dacă ăsta îi, știți că aici toți sunt la fel. Așa se cheamă, Baghdad. Am ajuns aici. Asta e încăperea, așa frumos. Da, am găsit, să știți că erau două una în alta și l-am găsit pe alea bun. Că... Da, dar cred că e același, același nume. Așa arată aici frumos design. Nu, știți care a fost dacă unul a fost succes, atunci tot ce-a făcut cu numele ăla pe stradă. Da. Așa-i priveliște, arată în cel de aici de sus. Așa avem o priveliște peste acest bazar. Când ne-am urcat sus la etaj, are și etaj, avem și climă aici. Este da, e frumos, se plătește în plus pentru climă, să știți. Și ne-am comandat, eu mi-am comandat puff bajii ceva. Și da, tu? La fel și ea cu cheese ce-o lua mai scump, știți că ea are mai mulți bani și atunci au zis că hai să nu așa. Și eu mai dar erau cam la fel. Eu mai mi-am cumpărat jaleb, jaleb sau cea de... Jamul. Așa vede chifteluță. Chifteluță în siropat, așa foarte bună, dar am mai mâncat când era mai mic prin India. Eu sunt din India. Și am adus și pe Marcel aici în India, la mine acasă. Am cumpărat cei așa mari, de aur, cum se poartă aici. Și am primit apă. Și am primit apă, frumos. Am zis că nu vrem, dar am primit. Da, vedeți ce fain în din astea de... Tablă, cum se folosea pe timpul în România. Interesant. Aici avem ceva sosuri. Aha. Aha. Cred că sunt foarte... Iuți. Iuți, da, da. Intrați, aici aveți furculițe. Avem tot ce ne trebuie. Cerveceri. Numai mâncarea să vină și mâncarea să intre multă. Să fie bună. Și vă arătăm și vouă când vine mâncărica. Rămâneți cu noi, dați un like. Vedeți că a venit mâncărica, așa arată. Petăviță. Cu pavaje am eu. Baci. Cu butter ai. Da, și tu ai cu cheese, așa, frumos. Sosul ăsta. Ceapă, avem una amândouă. Ceapă cu lămâiță, da? Avem o pâinea asta cu butter, cu unt. Aici am puțin unt și eu. Da. Bun, cred că gustul nu are nimic.
Gustăm. Să vedem ce preparate au aici domnului. Miroase, interesant. Ăla e iute. Iute? Iute n-ai bun și are foarte mult gust de verdeață, așa. Are foarte multă verdeață, vedeți cum are și deasupra. Noi am mai mâncat, dar nu era așa bun. Ia gustă și tu, să vezi. Nu. E bun, îmi place. Nu e foarte iute. Și adoră așa gust de verdeață. Aici. Însă cum tot vine domnul Kellner la noi să vadă dacă ne place. Da. Se uită și pleacă, după aia vine iar. Poți să mănânci cu lingura aia aici. Să avem poftă, vă arătăm și desertul. Exact, poftă bună. Am mâncat astea și a venit și desert. Ia uite ce fain arată. Super bun. Și uitați aici. Wow. Cum se cheamă tău? Nu mai știu exact ceva. Cufi. Cufi. Da. Și a meu ceva cu J. Jula. Jula, da. Eu try this. Așa moale, foarte fain. Ia uitați. Fel de gogoașă. Da. Cum sunt și alea turcești, siropată în miere sau nu știu. Și fierbinte. Asta e nou. E bună? Foarte bun. Și ce e ăla de deasupra ras? Nucă? Ceva sfistit cu nucă de cocos. Very good. Foarte bun. Îngustești tu, Marcel? Să punem astea acum. Îmi dai ceva ca un fel de lapte, de cocos, nu știu. Cred că are cocos de lene. Foarte bun, da. Și asta din mijlocul sucei. Înghețată, cred că. Da. Nu tot așa ești tu, fistic deasupra. Da, dar vedeți că la mine curge tot pe lângă. Da. Thank you. Să gust și ăsta, hai, ia gust, ca. Facem schimb. Da. Încă e bun. Fierbinte. A tău e fierbinte și una rece. Este foarte bună. Are gust așa. Are multe gusturi. Da. Are și un sirop roz, cred că e de cireșe ceva. Da. Nu știu foarte exact interesant. Să explic cerului, dar bun. Vă spunem și cât plătim, dar în final nu știm încă. Până la urmă, ok. Revenim cu prețul. O mâncat, Marcel. Am mâncat, am plătit, am zis că vă zicem cât plătim. 750 de rupii pe tot ce ați văzut acolo. Nu-i mult, deloc. Gândiți-vă că la McDonald's un meniu e 300 minim. 350, da. 400 și... Na, oricum ăsta e un restaurant ok din da. Că puteți să o îngaze pe stradă, mult mai ieftin. Da, dar nu e mai riscant. Noi alegem să nu facem. Da. Oricum nu au fost multe, am lăsat și la domnul ăla, s-a purtat foarte frumos. La final ne-au adus de cubulețe de zahăr și ceva... ceva plantă foarte fain, da, să mestec, să schimb gustul, extraordinar a fost, foarte bun. Da, n-am așa, domnul ăla era din ăsta un fel de guru. Da, a fost foarte bun, merită dacă... Like, subscribe, veniți în Mumbai, India. Bye.